25 noiembrie 2009 am lansat site-ul nuepoveste.ro. Am ascultat împreună realitatea unui copil de 11 ani care trăiește într-o astfel de familie. O realitate care îl face să nu mai creadă mântuiți și cenușărese ca alți copii de vârsta lui. Am lansat un apel de a transmite povestea mai departe, pentru a ajunge la cât mai mulți oameni, la toți cei care pot face ceva, la cei care pot lua atitudine. Peste 45.000 de oameni au intrat pe site-ul nuepoveste.ro și au schimbat povestea pas cu pas. Peste 2.000 de oameni au descărcat materialele din secțiunea cercetare, iar bannerele de susținere au avut peste 35.000 de vizionări. Ceva în astfel de povești triste, trebuie să nu păstrăm tăcerea. Am schimbat împreună această poveste. Am arătat tuturor că putem muta și poveștile din loc. Spune tuturor că violența domestică nu e poveste.